Direcția Națională Anticorupție obligată prin lege să ceară permisiunea Madagascarului pentru a-l putea cerceta pe Radu Mazăre, închis în penitenciarul Rahova. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis vineri o solicitare formulată de DNA Constanța, care impune ca Radu Mazăre să poată fi cercetat penal într-un dosar de abuz în serviciu în Madagascar, sesizând în acest sens Ministerul Justiției pentru a face solicitările legale necesare către autoritățile malgașe. Radu Mazăre a fost extradat în luna mai pentru a-și spăși pedeapsa de 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale. Conform legii, Mazăre nu poate fi judecat sau cercetat penal în alte dosare față de cel pentru care a fost extradat. Persoana predată ca efect al extradării nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deținută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricții a libertății sale individuale pentru orice fapt anterior predării altul decât cel care a motivat extradarea, se arată în lege. Prin urmare, pentru a continua cercetarea penală pe numele fostului edil al Constanței, procurorii au nevoie de aprobarea autorităților din Madagascar.